Bună, dragii mei, și bine v-am găsit din nou în tribul nostru. Vom intra într-un magazin, după cum ați văzut din titlu, care se numește Trader Joe's. Am primit de la Denis, bună Denis, o recomandare de clip pe care să-l facem, și anume un clip cu Trader Joe's. Este un magazin foarte popular aici în state, deci haide să vedem cum arată. Poi free range, 1,99 dolari de kilogram. Aici au chestii mai naturale, mai sănătoase, supposedly. Why? I was gonna say, we don't have any refrigerated ones. Maybe they have farm water or something. They do. Just need the jar. Yeah. Și 19 cenți o bucată de ardei. Tot felul de ceaiuri, cafea, banana bread. $4.29 cu banana bread. E bun, iaurtul european de la Trader Joe's. Și este $4. Did you get it? I want to get kefir. Looking for salt. Îmi place kefirul lor. Este $3. O și cu arome, cred că voi lua și unul de mango. Și au o selecție bună și de măsline. Brandon a luat deja calamata. Au un fel de zacuscă. Și este $2.69. Ardei copți, $2, porcanelul ăsta mic de 220 de grame. What'd you get? Salsa. Did you just read the whole thing? Something salsa? Garlic, chipotle, ooh, salsa. Sounds awesome. Yeah. I think you should get two of those, honestly. Maybe.
sosurile lor mi se par foarte interesante, au atât de multe varietăți. Uite, salsa cu mango. Super! They got smoked paprika. Well, I was just gonna ask you about paprika, that's funny. We got smoked, but do they have regulars? Au paprika fumată la $2.29. Dar mie îmi trebuie paprika obișnuită, că mai am încă fumată. I still have smoked. Okay, I guess they don't have regular one. Oh my god, I've seen... Cayenne pepper? Yeah. Is that close? No. Not to me. I've seen so many interesting sauces. That's hot. Look at this. Smoked ghost chilies. Oh. Aștia, chica, sunt cei mai iuți din lume. It doesn't get much hotter. Aștia sunt $5. Oh my god, nu știu dacă mă încumet să cumpăr așa ceva. This would be way too hot. Oh, ia uitați ce am găsit. Condimente umami, $3. Umami spices. Oops. Interesting. The sauces, I was gonna show you the sauces.
Dragii mei, cam asta a fost excursia noastră în magazin. Sper că v-a plăcut Trader Joe's. Am zis să vă duc undeva diferit, pentru că de obicei mergem la Costco. Big change. Like the last time, that was a, you know, you have to document this. Everybody like your haircut? Yeah, yeah. Okay. People were like, and you? Oh, really, I have to still watch it. I was out of town when you sent me the link, so I gotta sit and watch it this weekend.
static, going crazy. Yeah, mine kind of gets really scary. So fun. It's always a lot for me. Well, you know, it just wants Yossi. It wants to do that. Yeah. All right. And I have one question. So sometimes, mostly as you see, my part is actually down the middle, but sometimes I like to switch it up and kind of do it on the side. Would that be okay? Yeah, you're going to be just fine. So that's the reason why I cut this haircut down the middle. Oh, yeah, your hair is like staticky. That's my hair. It's always like that. Yeah. Even when I use the frizz control product, it still has to do it. It's so bad. Oh, I love it. Yes. Very so chic. Much better than the long one, right? La revedere! Și mie cam așa arată părul meu proaspăt de la coafor și mie îmi place foarte mult. Ce părere aveți? Ha, mă simt atât de bine cu el scurt. Nu l-am mai avut de foarte mulți ani scurt și chiar îmi era dor. Și mai ales cu căldurile noastre, că acum au venit căldurile de 40 plus grade și mă simt mai simt că este mai răcoros să ai părul scurt decât așa lung pe spate și mă simt foarte bine. Sper să reușesc să-l fac pe viitor și eu așa, pentru că tot timpul arată bine la coafor, iar următoarea zi nu mai arată așa de bine, pentru că nu știu cum să-l fac așa frumos cum îl fac ei. Mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine și vă pup! Ne vedem la următorul clip! Pa!